La o zi după scandalul vaccinării anticovid de la Găiești, când managerul Laurențiu Belușică a anunțat că preferă să vaccineze oameni simpli decât să arunce dozele de vaccin nefolosit, Belușică a postat un mesaj dur pe Facebook. Cu pandemia voi lupta încă un an, maxim doi, că dispare, dar cu tine, sistemule, mă voi lupta toată viața și dacă nu te înving eu, te vor învinge cei care luptă alături de mine. Teme-te. Când spun sistemule, nu mă refer la o persoană anume sau la o instituție anume, mă refer la o chestie care s-a născut prin anii 50 și care încă se târie printre noi. Are 7 capete, epoleții vechi de 60 de ani, solzi, niște resturi de uniformă militară, jumătate de halat de spital, vai mama lui și roba de honoris causa ruptă și aia hidoasă, ce mai... Mai face lucruri bune aici colo, dar gata, sunt altele mai bune. Așadar, sistemule, bună dimineața, cele bune să se adune, cele rele le discutăm aici, că nu avem unde. Unu, mă pui să țin oamenii din linia de vaccinare, 12 ore la lucru în fiecare zi plus în weekend, tu ai citit codul muncii. 2. Mi-ai programat sâmbăta în 12 ore de lucru 2 pacienți la ora 10. Știi că pierd 3 doze, dar mă ajută un înger pozitor și o să o scot la lumină. 3. Tu știi că dintr-un flacon se pot vaccina 6 oameni și nu 5? În Olanda așa se face, dar ei au farmacist în grupa de vaccinare. Tu nu te-ai gândit, nici măcar nu ai citit. 4. Tu știi că eu cu o singură linie de vaccinare care este concepută, după toate regulile legale, pot să vaccinez 200-250 de oameni pe zi. Azi mi-ai programat 5. Mai am, dar acum te las să te gândești și să dormi puțin că e ora prânzului. Ne auzim mâine dimineață, vezi să-ți iei diseară pastilele de hipertensiune și de scăderea colesterolului, a scris pe Facebook doctorul Laurențiu Belușică, managerul spitalului din Găiești. Belușică a explicat și în fața camerelor de luat vederi la ce se referă mai exact și a exemplificat hibele sistemului sanitar din România. Așa ceva. Mă refer la o chestie care plutește în jurul nostru, uite, mă duc, vin la spital. Vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. Zilele trecute sunt rugat de un membru de familie, trezit din somn noaptea la 3, dumă la stomatologie în București, la urgență, că am un absces dentar și nu mai pot dormi. Normal, mașină, nu? M-am dus la... Am ajuns acolo. Ne-a întâmpinat un portar în stradă. Da, bună seara, bună ziua, bună ziua. Ce problemă aveți? Am și eu o urgență, n-am spus cine sunt. Avem un absces dentar. Absces dentar, stă să gândește, aha, portar. Aha, da, e urgență. Bun, ce avem de făcut? Imediat. Își ia telefonul, se face că face un număr și începe să vorbească. Domnul doctor, mă iertați că v-am trezit din somn. El apoartă un domn, doi domni, care, uitați-vă, zic că au un absces dentar. Da, e urgență. Da, am înțeles. Da, da. Bine, să trăiți. Se întoarce la mine și spune. Ne pare rău. La ora asta avem în tratament un bolnav de COVID. Nu puteți să intrați. După aceea sterilizăm și ne vedem dimineața la 6. Zic, bun, și eu ce fac acum? Stau în stradă, aveți o sală de așteptare. E cu COVID, nu se poate. E cu COVID. Zic, eu sunt director de spital și pentru bolnavii mei eu am cumpărat un cort pentru așteptare, să nu stau, ploua, uite, plouă, e frig, cum facem? Păi, sunteți director, stați să vedem. Păi nu mai avem ce vedea, mă duc în altă parte, mulțumesc, la revedere. Și ne-am dus la un privat care ne-a vorbit foarte frumos, ne-a luat 250 de lei, ne-a rezolvat abcesul, am stat la căldură, n-am stat la coadă. Ăsta e sistemul medical din România. Sistemul medical din România este o chestie la care te duci când ești bolnav și care nu te primește bine niciodată. N-are cum. Aici colo are cât un membru, cât un compartiment mai de calitate. Aici colo. În București, în provincie, dar aici colo. Nu se poate face primăvară cu o singură floare. Nu ai cum. Nu ai cum. Acest sistem medical trebuie schimbat din rădăcini. Trebuie scos ca un copac și pus altul.